Radio Dor de Cântec, glasul sufletului tău. Production. Cu noi evenimentele tale sunt de vis. Punem la dispoziție artiști consacrați și tinere talente pentru organizări de manifestări artistice, precum emisiuni TV, concerte, petreceri private, nunți, botezuri, etc. De asemenea, vă oferim servicii de calitate, foto-video, sonorizări, scene, lumini, videoproiectare și orice alte efecte special pentru evenimentul tău. Ne adresăm profesioniștilor din showbiz, cluburilor, primăriilor, agențiilor de publicitate și persoanelor fizice care vor să organizeze un eveniment cu diverse ocazii. Ne bazăm pe încredere, iar scopul nostru este de a vă face viața mult mai ușoară tuturor celor care doriți să aveți un artist la evenimentul dumneavoastră. Contactați-ne și nu veți regreta. 0740-663-487, 0729-725-786 sau 0761-981-144. E-mail angelmusicproduction@yahoo.com, www.angelmusicproduction.webs.com sau www.angelmusic.plus.com. Tare, tare, dragi prieteni, sunt Vărătănuț și vă invit să ascultați în fiecare seară de vineri de la orele 20 Ostea a Muzicii Populare, emisiune oferită de Angel Music Production. În această emisiune ne vom delecta cu interviuri cu artiști din muzica populară, cadouri muzicale pentru cei dragi vouă și, în ultimul rând, cu cele mai frumoase cântece populare românești din zona invitatului nostru. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți.
Maria Moise Nicolae și vă invit cu drag să fiți alături de postul de radio Dor de Cânte, unde veți asculta cântecul nostru curat de acolo, de acasă. Fluier, fluier, așa soc, s-a strâns tot satul la joc, la umbra stejarului, în lunghița vârtului, joacă sârba comandată și mi-o strigă lumea toată, mi-o bat cu o pincili, țară-n vânt toți celili. Pe scara vieții și ți dorim să urci în continuare cât mai multe, însoțite de urările noastre de sănătate, bucurie sufletească și numai împliniri. Această ediție, Vărul Dănuț vă spune bun găsit și ne cerem scuze pentru problemele tehnice întâmpinate aseară. Iată că bunul Dumnezeu ne-a ajutat să aducem din nou în atenția dumneavoastră o lume în care soliștii vocali au păstrat peste timp adevărate comori ale sufletului românesc. Ieri, 25 ianuarie, Eugenia Moise Nicolae, prezență deosebită în arealul folcloric oltenesc, a plinit o frumoasă vârstă. Se cuvine astăzi, în 2 ore de emisiune, să o sărbătorim și să ne bucurăm împreună de cele mai frumoase cântece populare românești cu care ea ne încântă sufletele ori de câte ori are ocazia. Nu uitați, dragi prieteni, că vă aștept cu cadouri muzicale pentru cei dragi vouă, dar și cu mesaje pentru sărbătorita noastră pe ID-ul de Messenger Dor de Cântec Românesc. Acum
nu-mi rămâne decât să-i urăm împreună un sincer și călduros la mulți ani interpretei de muzică populară Eugenia Moise Nicolae, pe care o ascultăm, dragi prieteni, la Radio Dor de Cântec, cu două melodii superbe, două melodii care o să vă încânte cu siguranță sufletul. Și bineînțeles, vă va alina dorul de casă.
le. Eugenia Moise Niculae s-a născut la data de 25 ianuarie 1966 în localitatea Poiana, județul Olt. Deși ca neam se trage din Ardeal, tatăl interpretei fiind din Siliștea. A participat pentru prima dată la un concurs Cântarea României când era abia clasa a patra, stând tristă, în spatele cortinei că nu a luat niciun premiu și nu a trecut la faza următoare, a fost văzută de către directorul școlii care i-a zis să meargă pe scenă după încheierea dansurilor populare și să cânte ce vrea. Cântând o baladă, a fost chemată de către președintele juriului care i-a propus să meargă într-un turneu în Germania și Olanda cu ansamblul de copii din Stoicănești. Eugenia Moise Niculae a studiat la Liceul de Artă George Enescu, unde a avut-o ca profesoară de canto popular pe recretata interpretă Mia Barbu, care era foarte drastică. Mai apoi la Facultatea de Muzică din București și actualmente este profesoară de muzică la trei instituții de învățământ, Liceul Sportiv din Clinceni, Școala Alexandru Odobescu din Chiașna și Liceul Sportiv Doamna Chiașna din Roșu. Are o meserie frumoasă și o face cu foarte, foarte mare drag, deoarece iubește muzica și copiii. La Liceul de Artă, George Enescu a fost colegă cu celebra interpretă de muzică clasică, Angela Gheorghiu. Dragi prieteni, ascultăm la microfonul Radio Dor de Cântec pe nimeni alta decât Eugenia Moise Niculae.
Când m-am dus departe, nimenea nu-mi pune parte, nici mâncarea nu-mi tihnește. Numai dorul mă topește. Când stam la părinții mei, aveam milă de la ei. Dar de când m-am dus departe, nimeni nu-mi pune parte. Surorile mele, Ileana și Marioara, ce cântau pe prispă seara, când mă apucă dor de ele, când pietrele pe vâlcele, păsările
sărbătorita noastră, Eugenia Moise Nicolae s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani și s-a mutat în localitatea Clinceni, județul Ilfov, unde locuiește și în prezent. Are o familie muzicală, deoarece soțul și cei doi băieți pe care îi au împreună cântă la clarinet. Deși interpreta ar fi vrut ca băieții ei să cânte la alte instrumente muzicale, nu a fost posibil, pentru că cei doi au vrut să cânte la clarinet ca și tatăl lor. Astfel s-a înfiripat o formație. Are o colecție foarte frumoasă de costume populare moștenite din familie sau cumpărate. Fiind o fire foarte caldă, se înțelege foarte bine cu colegii de scenă, despre care vorbește foarte frumos. Are o prietenă bună și, bineînțeles, o prietenie trainică cu interpreta de muzică populară Polina Gheorghe, care a sfătuit-o să înregistreze la radio. A filmat în emisiuni folclorice pentru diferite posturi TV naționale, județene și locale, iar pe lângă muzica populară, pe care o interpretează foarte bine, interpreta mai interpretează și alte genuri muzicale, printre care amintim romanța. În anul 2011 a câștigat la Festivalul de Romanțe Crizantema de Aur din Târgoviște premiul special Felicia Filip, voce cu parfum de crizantemă, în ediția cu numărul 44, premiul înmânat chiar de către Felicia Filip, președinta juriului și premiul întâi la Festivalul Concurs de Romanțe Poveste de Toamnă, în ediția întâi de la Baia Mare. Un alt premiu obținut de aceasta este Marele Premiu și Trofeul Festivalului Corabia de Aur din Corabia, județul Olt. Dragi prieteni, pentru că am lăudat-o pe cinstite, pe meritate, că sărbătorita noastră ne încântă de fiecare dată cu cele mai frumoase cântece populare românești, dar pe lângă aceasta interpretează și romanțe într-un mod deosebit de frumos, trebuie să ne și demonstreze, nu-i așa? Așa că nu ne rămâne decât să o ascultăm în minutele următoare cu două romanțe frumoase. Până atunci, mie nu-mi rămâne decât să vă urez audiție plăcută alături de sărbătorita noastră, Eugenia Moise Nicolae, care vine în fața dumneavoastră cu două romanțe intitulate Inimă Mare și Car Frumos cu Patru Boi. După aceasta, nu-mi rămâne decât să o surprindem telefonic pentru a-i ura un sincer și călduros la mulți ani și pentru a-i dezvălui câteva surprize pregătite pentru ziua dânsei alături de Maria Niculeț, alături de Polina Gheorghe, alături de Mariana Birică și, bineînțeles, alături de Maria Stănescu. Și, bineînțeles, că în momentul mult așteptat îi vom transmite și mesajele dumneavoastră pentru dânsa primite pe ID-ul de Messenger Dor de Cântec Românesc. Eugenia Moise Nicolae.
ne-am privit și-am simțit că de mult ne-am iubit și-ai plecat. Stărăjuie
de un șir de plopi. Scârție din nosica de gâră, stă proptit în furcă tată, îngropat până fiu cu tine, care frumos cu patru dragi prieteni, iată că am ajuns la momentul mult așteptat, momentul în care o vom suna pe sărbătorita noastră pentru a-i ura urări de bine, urări de sănătate, urări ce vin din sufletul nostru, a întregului colectiv Radio Dor de Cântec, Angel Music Production. Din partea voastră a ascultătorilor Radio Dor de Cântec și, bineînțeles, din partea colegelor de cântec, Mariana Birică, Maria Stănescu și Polina Gheorghe. Noi tot ce sperăm este să ne răspundă la telefon și, bineînțeles, să nu o deranjăm. Iar pe final, tot ceea ce ne mai dorim este să rămână alături de noi pentru a-i dezvălui surprizele pregătite pentru ziua sa de naștere. Ne pare rău că problemele tehnice nu ne-au lăsat să facem acest lucru ieri, chiar la ceas aniversar, dar cum niciodată nu-i prea târziu, uite că am preprogramat emisiunea pentru astăzi la orele 13 și sperăm să putem merge mai departe până la final. Măriuța Niculeț, săraca, e nerăbdătoare. Se cam enervează ea că o țină în stres. Dar ce să facem? Trebuie să existe și puțin suspans. Dar chiar dacă e supărată pe mine, chiar dacă e supărată pe curentul electric, chiar dacă ești supărată pe calculatorul meu, eu îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi
și pentru că ne-ai ajutat să facem o emisiune cât mai frumoasă, așa cum doamna Eugenia Moise Nicolae merită. Și acum, să nu mai lungim vorba, vorba multă, sărăcia omului, punem mâna pe telefon și îi dăm apelare. Da. Alo, doamna Eugenia Moise Nicolae? Da. Bună ziua și bun găsit alături de Radio Dor de Cântec. Da. Îmi cer mii de scuze pentru că nu am putut fi alături de dumneavoastră. Bună ziua, bună ziua. O mare bucurie în faci, Dani. Sigur, sunt foarte bucuroasă să te aud și să intru prin intermediul de undelor cu ascultătorii, dacă e așa. Da. Complicia noastră, Maria Niculeț, știu că v-a anunțat că vă vom suna ieri, însă noi am avut puține probleme tehnice, pentru care am reprogramat emisiunea pentru astăzi. Nu-i nicio problemă. Sunt bucuroasă pentru că sunt și astăzi cu voi. Foarte bucuroasă. Aș dori să rămâneți câteva minute alături de noi, pentru că avem câteva surprize pregătite alături de colegii de cântec ale ai dumneavoastră. Foarte frumos, mulțumesc mult. Chiar o surpriză. Vom vedea despre ce este vorba puțin mai încolo. Acum dați-mi voie să vă citesc câteva mesaje primite pe ID-ul nostru de Messenger. O viață lungă să trăiți, cu multă demnitate, să aveți mereu doar bucurii și succes în toate. Norocul, fericirea, să nu vă părăsească, iar dragostea și iubirea mereu să vă însoțească. Ce putem să vă mai dorim în această viață zbuciumată, decât un trai împărătesc și multă, multă sănătate? La mulți ani și fericiți ani vă urează întregul colectiv Radio Dor de Cântec și Angel Music Production, în frunte cu subsemnatul Dani Sână și Paula Bojean din Dej. Vă mulțumesc! Suflet, foarte, foarte frumos. Și urarea asta chiar că mi-a încălzit inima. Foarte frumos, extraordinar de frumos. Și mă bucur și de câte ori am ocazia să vă fiu alături, știți că o fac cu mare drag și cu mare plăcere. Astăzi este o zi mare, este zi de sărbătoare. E ziua când te-ai născut, hai cu toții la petrecut. Odată în an e ziua ta, tu să te bucuri de ea, că cu toți cei dragi pe lângă tine, tu să te simți tare bine. Chiar dacă eu sunt departe și fizic nu sunt aproape, vreau să știi că te iubesc cât pe lume eu trăiesc. Ești mereu în gândul meu și te-i prețui mereu. De aș avea putere mare, eu ți-aș da raze de soare și ți-aș da raze de lună și din trandafir cu nună. Din stele eu de-aș putea, o cărare aș făcea, până la tine să ajung, deși este drumul lung. Viață bună să-ți fie, să ai mereu bucurie, să fii mereu sănătoasă, ortencuța mea frumoasă. Când îți ascult cântecul, eu îmi mângâi sufletul. Când îți aud vocea ta și atunci când tristă sunt, mă pun să ascult al tău cânt de dragoste și dor, de din plaiul ortenilor. Că existi, îți mulțumesc, viață lungă îți doresc, viață lungă fericire, să ai parte de iubire și acum la încheiere, nu-mi iau la revedere, fără la mulți ani să-ți zic, din sufletelul meu mic. Foarte frumos! Și acum hai să mă întreb cine are, cred eu, că ar fi la aceste versuri, nu? Da, dacă se poate să ne spuneți dumneavoastră. Sunt sigură că versurile astea frumoase și așa cu o încărcătură emoțională extraordinară nu putea să le scrie decât Măriuța. Maria Niculeț, eu zic Măriuța pentru că o simt foarte, foarte aproape de sufletul meu. De fiecare dată îmi comunică, îmi spune sentimentele ei și îmi spune că îi place foarte mult cum cânt și că mă simte foarte aproape. Poate și pentru faptul că suntem olteniți.
Așa este? Ghicit, așa nu? Este, da, da, da. Măriuța, trebuie să spun că a fost alături de mine pentru că această emisiune se iasă cu totul și cu totul specială. Sunt sigură și mulțumesc din suflet. Și vouă vă mulțumesc din suflet. Și, și Paulei, care am observat că este alături față de, de toți artiștii din țară. Așa vă mulțumesc din suflet. Astăzi, în buchetul vieții, mai adăugați un trandafir. Fie ca drumul vieții să vă fie presărat cu dragoste, noroc, belșug, prietenie și multă sănătate. Mult noroc și succes pe drumul cântecului popular. La mulți ani, Alexandru Ghițulescu. Oh, mulțumesc din suflet, ia uite, chiar foarte frumos, deosebit, nu mă așteptam, foarte frumos. Da. Și pe Alex, și pe Alex, îl cunosc tot așa de pe rețeaua de socializare și am observat că este alături de artiști și face lucrul ăsta cu mare plăcere. Îi mulțumesc foarte mult pentru urarea făcută. Acum mi-aș dori să rămâneți puțin pe fir pentru a vă mai dezvălui trei mesaje, iar după aceea, după ce vă vom cânta și un mulți ani trăiască alături de corul Colegiului Național Titru Maiorescu din Aiud, vom reveni înapoi în studio. Deosebit, da, mulțumesc! Sufletului meu și nu numai aia familiei mele, pentru că este un om deosebit, un om de la care ai ce învățat, de la un om cu care ai ce vorbi și un om foarte sincer, corect și la locul lui. De aceea vreau să-i spun din tot sufletul că fiind ziua ei, vreau să-i spun mulți ani fericit, așa cum spuneau, în aur înveliți, în ambit îmbrăcați, de toată familia Marianei Birică felicitați. La mulți ani, prietena mea dragă Eugenia, și să-ți dea Dumnezeu sănătate ție și la întreaga ta familie și să rămâi așa cum tu ai fost și ești până acum. Draga Eugenia Moise Nicolae, tu știi că îmi place să zic Eugenia. Tu știi că de când am cunoscut, de câțiva anișori, am colaborat împreună, te apreciez foarte mult și cu ocazia zilei tale de naștere, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, multă putere de muncă, alături de familia ta dragă, de soțul tău Iulian, de copiii tăi dragi, băieții tăi, pentru că eu am fost și la tine acasă și am făcut filmări la localul tău și am simțit foarte bine și pe unde mergem și ne întâlnim, eu te port alături de mine, o colegă dragă și valoroasă. Într-adevăr, meriți și pentru că ai un glas deosebit, ai o sensibilitate, ai un repertoriu al tău, ești câștigătoarea unor premii de romanțe și la Târgoviște și la Baia Mare, foarte multe, și tu meriți să fii trecută acolo în cartea sufletului și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim, să dea Dumnezeu să aud numai lucruri frumoase și doresc din suflet să nu te lași, așa cum îți spuneam de foarte mult timp, cu toate greutățile care noi soliștii, interpreții,
de muzică populară le mai întâmpinăm. Într-adevăr, este o viață foarte frumoasă, viața noastră, aș minți, și cred că și tu ești de acord cu mine. Avem o viață frumoasă. Noi mâncăm o pâine bună, de fapt nu pâine, mâncăm un cozonac bun de pe urma muzicii. Și eu la mine am avut noroc și pe mine m-au ajutat alții și nu uite de unde am plecat, sunt convinsă că și nici tu nu uiți de unde ai plecat, îți respecti zona și cu această zi mare pentru tine, la această zi mare eu îți doresc tot binele din lume și să nu te lași așa cum am mai spus, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și uite că Maria Niculeț, prietena noastră dragă și împreună cu Dani, îmi oferă această posibilitate ca și prin intermediul radioului să-ți transmit toate gândurile mele bune și foarte mult și mult succes și sănătate. Te pup și te îmbrățișez cu drag, Maria Sărescu. Lumea creată de tine, ce frumos din partea ta, Doamne, că te-ai gândit și la mine. Dacă Dumnezeu în creația sa atât de mare, atât de minunată, s-a gândit și la mine, de ce să nu mă gândesc și eu la semenii mei, la cei care iubesc cântecul, la cei care au ceva de spus în cântec? Ei, eu mi-am dorit ca Dumnezeu să trimită în calea mea o voce, o voce care să rămână. Și Dumnezeu, în scurt timp, mi-a ascultat ruga și am cunoscut-o pe Eugenia Moise Niculae. O voce frumoasă. O voce așa cum visam eu. Și atunci, Dumnezeu mi-a trimis în marea sa bunătate și multă inspirație. Pentru că acea voce trebuia să înflorească. Acea voce trebuia să capete nuanțele specifice zonei din care ea venea, să capete strălucirile pe care au nevoie talentele mari. Și Eugenia Moise Niculae a căpătat aceste străluciri prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută prin semenii noștri și noi avem obligația să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Nu trebuie să trecem pe lângă talentele frumoase, pe lângă darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în inimile oamenilor. Nu trebuie să fim nepăsători față de aceste daruri, pentru că vom da socoată. Așa cum eu, pe drumul vieții mele, și mai greu, și mai ușor, am întâlnit oameni care mi-au ascultat păsurile și au dat curs talentului meu și m-au susținut în demersurile mele artistice și eu consider că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu ajutând interpreți valoroși. Mai ales în zilele noastre când cântecul frumos, cântecul acela al satului, care ne poartă într-o lume idilică, într-o lume în care noi parcă ne simțim copii. Cântecele acelea uneori parcă se îndepărtează de noi, dar prin oamenii hărăziți de Dumnezeu, care au trăit în statul acela idilic, și eu sunt unul dintre aceia care am prins vremurile în care mai existau lăutare la stat, deși le-am prins și eu destul de târziu. Eram copil, dar la mine la țară răsuna vioara, răsuna cobza, se auzea și acordeonul. La mine la țară se auzea și țambalul. Și lăutarii cântau ca nimeni alții și satul era atât de frumos și casele aveau arhitectura aceea veche care dădea așa o tihnă și o liniște nemai întâlnită în zilele noastre. Ei, din acel stat eu mi-am umplut tolba cu putere până la sfârșitul zilelor. Eu în acea tolbă am cântece de cântat numai zile să am și din acea tolbă și din puterea conștiinței mele cu care m-a hărăzit Dumnezeu de a nu fi nepăsătoare atunci când văd talente mari, atunci când văd oameni care au nevoie de o vorbă bună, care au nevoie de o faptă bună din partea mea, eu să nu fiu nepăsătoare. Iar când am întâlnit-o pe Eugenia Moise, mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a scos-o în cale. Mi-am dat seama că trebuie și eu să dăruiesc. Și atunci nu am stat pe gânduri și m-am pus pe treabă. Ea
a fost receptivă la ceea ce am vrut eu de la ea, pentru că mi-am dorit să răsară din ea o oldeancă pe care s-o ascult cu drag. Și Eugenia Moise este una dintre puținele oltenci ale zilelor noastre pe care eu o ascult cu drag, pentru că în cântecele ei răsare satul de altă dată. În cântecele ei parcă revăd verile acelea ale copilăriei, încărcate de soare. În cântecele ei parcă aud lăutarii de altă dată. În cântecele ei și prin cântecele ei vorbesc străbunii noștri. Eugenia Moise este interpreta care mi este drag să o ascult. Este interpreta pe care o așteptam de mult. Mi-aș dori, dacă Dumnezeu îmi va asculta și această rugă, să întâlnesc și o voce la fel de frumoasă din arealul folcloric al Munteniei. Pentru că și Muntenia este o zonă nebănuită în frumusețe, deși mulți dintre interpreți ocolesc această zonă. Pentru că această zonă cere să o cunoști, cere să pătrunzi adânc în tainele ei și astfel să te apropii de satul de altă dată, să recurgi la culegeri de folclor, de ce nu, să citești monografia propriei localități și dacă este bine alcătuită, dacă în ea sunt adunate informații care întregesc satul de altă dată, atunci cântecul vine de la sine. Numai har să fie în sufletul care caută adevăratul cântec românesc. Iată, Eugenia Moise a ajuns la adevăratul cântec românesc din Oltenia. Eu mă bucur că ea este una dintre puținele interprete autentice ale zilelor noastre care cu adevărat respectă satul românesc. O felicit pentru ceea ce a făcut. De ziua ei doresc multă sănătate, multe bucurii. Este o persoană specială, este un caracter frumos, este o mamă deosebită, este o soție frumoasă, o soție extraordinară. Are o familie, spun eu, rotundă, o familie binecuvântată de Dumnezeu. Așa după cum este și sufletul, așa i-a dăruit Dumnezeu și cântecul. De ziua ei îi doresc sănătate, la mulți ani, Eugenia să fii fericită și iubită. Prin tine eu mă simt fericită. La mulți ani, multă sănătate și să cuceresc țara și cântecul tău să treacă și dincolo de hotare la românii însetați de adevăr. La mulți ani, Eugenia! Și m-am emoționat foarte tare pentru că ia uite, am ascultat cuvinte și vorbe foarte frumoase de la colegi de cântec și de la prieteni foarte apropiați. Eu de felul meu sunt un om foarte emotiv, dar încerc să acopăr oarecum treaba aceasta arătându-mă un om puternic, un om care nu se lasă așa cu una, cu două impresionat. Așa a fost viața mea și încerc să merg mai departe. Dar uite că în momentele astea chiar ați reușit să mă impresionați cu cuvintele frumoase care au fost spuse astăzi și de persoane drag sufletului meu. Într-adevăr, mi-ați făcut o zi deosebită cu aceste persoane dragi pe care le-am auzit.
și asta prin intermediul vostru. Așa este. Eu primii ani i-am dedicat familiei mele întru totul. Cântecul a fost pe a doua parte, dar nu, așa cum a spus Polina, eu am plecat cu cântecul sân, cu cântecul suflet de acolo de la mine, dar din sat, din vatra satului, și Dumnezeu mi-a ajutat să-mi îndeplinesc toate dorințele. Îi mulțumesc din suflet până acum, dar prin oamenii primiși, așa este. Ia uite, Polina, care este un redactor muzical extraordinar, are cuvintele acolo lângă ea și imediat știe să contureze și să dea o culoare foarte frumoasă cuvintelor pe care vrea să le auzim. Îi mulțumesc și doamne Maria Stănescu, îi mulțumesc și Mariana Birică, colegă și prietena bună tuturor, și vouă vă mulțumesc foarte mult și m-ați compleșit cu atâtea daruri. Sunt un om care la ziua aniversară și nici la ziua onomastică nu mi-am sărbătorit, nu m-am pus în așa de eu știu, într-un loc așa de important, sau n-am făcut din lucrul ăsta ceva special. Dar astăzi, uite, ați reușit să într-adevăr să-mi aduceți foarte, foarte multă emoție ascultând părerile și gândurile colegilor și prietenilor mei din cântec. Mulțumesc din suflet pentru toate vorbele frumoase. Cu tot dragul. Trebuie să recunoaștem că aceste mesaje au fost realizate la ideea Mariei Niculeț. Sigur, îi mulțumesc mult de tot, Mariuțe. Ea este tot timpul acolo, de undeva, o simt mereu în umbra mea, o simt pe tot timpul la pândă. Da, Maria... Și te gândește ce surpriză plăcută să mai facă. Da. Asta este Maria. Da, Maria a avut grijă și a avut curajul de a suna fiecare interpretă în parte și să stea de ea până să fie de acord ca eu să-i sun și să realizăm aceste mesaje frumoase pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet tuturor, îi mulțumesc din suflet ei, Mariuței, pentru că o știu de ce este în stare, știu că atunci când își pune ceva în gând, nu se lasă și mi-a demonstrat și de data asta. Vă mulțumesc și mi-ați făcut o zi deosebită. Mă bucur din suflet să aud acest lucru, vă urăm încă o dată la mulți ani și, bineînțeles, acum mi-aș dori să vă ascultăm cântând, așa cum știți dumneavoastră mai bine, cu Bésame Mucho, o romanță foarte, foarte superbă, care mi-a place foarte mult, da. Ciobănaș cu 300 de oi și, bineînțeles, un alt cântec popular românesc, Oltule, Oltețule. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din suflet și vă urez să emiteți și să bucurați sufletele oamenilor de acum mulți ani înainte. Mulțumesc tuturor multă sănătate și vă mulțumesc pentru surpriza asta nemaipomenită. La mulți ani încă o dată și cu tot dragul vom fi alături de dumneavoastră la bine și la greu. Mulțumesc, multe bucurii tuturor ascultătorilor și vouă. Sănătate multă! Sănătate multă, dragi prieteni, a fost pentru dumneavoastră doamna Eugenia Moise Niculae. Ascultăm acum cântând. Tus ojos, perdón tu amigo.
Diana, joia este lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Soarta mea.
îți cânt cu inima mea, că pe valurile tele lege. Dragi prieteni, am avut plăcerea de a realiza astăzi o emisiune frumoasă, o emisiune dedicată interpretei de muzică populară Eugenia Moise Nicolae la acest aniversar. Am ascultat-o în direct la Radio Dor de Cântec. I-am urat un sincer și călduros la mulți ani din partea noastră, din partea voastră, ascultătorilor Radio Dor de Cântec, și bineînțeles din partea colectivului Angel Music Production, din partea colegilor de cântec, colegelor Mariana Birică, Maria Stănescu și bineînțeles doamna Polina Gheorghe. Le mulțumesc pe această cale interpretelor de muzică populară menționate acum câteva secunde, pentru că au avut plăcerea și s-au alăturat nouă pentru a realiza o surpriză cât mai deosebită pentru doamna Eugenia. Eu îmi cer scuze pentru micile bâlbâieli, micile încurcături avute atât pe parcursul intervenției mele cu doamna Eugenia, cât poate și pe parcursul emisiunii, greșelile mele mici, care nu contenesc să apară. Din cauza emoțiilor, emoții care sunt firești, însă mă închin în fața dumneavoastră și îmi cer mii și mii de scuze. Acum, ca drept mulțumire, îmi doresc să le ascultăm în direct la Radio Dor de Cântec. Pe distinsele doamne a cântecului popular românesc, Mariana Birică, Maria Stănescu și Polina Gheorghe, care ne vor încânta special pentru doamna Eugenia la acest aniversar și, bineînțeles, ca drept mulțumire, pentru că ori de câte ori avem ocazia, ori de câte ori încercăm
să realizăm ceva frumos împreună, ele nu spun nu. Pe finalul celor trei melodii, Mama mea cu suflet bun, Mariana Birică, Plângeți ochi că aveți de ce, Maria Stănescu, Busuioc de la Pitești, Polina Gheorghe. Imediat după aceste trei melodii, vom asculta și un trio alături de doamna Polina Gheorghe și Mariana Birică, împreună cu doamna Eugenia Moise Nicolae. Un trio format din trei melodii frumoase. Mai vină seara pe la noi, Zărzărică zărzărea și Colombale negrădiniță. Așadar, dragi prieteni, le ascultăm la Radio Dor de Cântec pe Mariana Birică, Maria Stănescu, Polina Gheorghe, iar mai apoi un trio, Eugenia Moise Nicolae, Polina Gheorghe și Mariana Birică. La mulți ani, Eugenia Moise Nicolae! Bună seara, stimați ascultători! Sunt Mariana Birică și din suflet vă doresc să ascultați Dor de Cânte, care are numai muzică de măsură de sufletul dumneavoastră. Toate cele bune și un an nou cu multe, multe bucurii. Vă sărută, Mariana Birică! Frunzuliță de alu, mama mea cu suflet bun, stai la poartă și privești copiii să ți zărești. Măiculiță, mamă dragă, ai așteptat vara întreagă să venim la casa noastră, să te găsim sănătoasă. Mamă dragă, ai așteptat vara întreagă să venim la casa noastră, să te găsim sănătoasă. Am plecat cu toți departe. Măiculiță, mamă dragă, ai așteptat vara întreagă să venim la casa noastră, să te găsim sănătoasă. Măiculiță, mamă dragă, ai așteptat vara întreagă să venim la casa noastră, să te găsim sănătoasă. Să venim la casa noastră, să
acasă. Din suflet doresc postul de radio doar de cânte, cu așa un nume frumos, cu așa un nume românesc, viață lungă, sănătate, succes tuturor colaboratorilor acestui post de radio. Și mulțumesc pentru ocazia care am avut-o să colaborăm sau să fiu și eu inclusă în membrii și colaboratorii postului de radio Dor de Cântec. Mă numesc Maria Stănescu, dacă trăiesc în București, urmăresc toate posturile de radio, urmăresc toate televiziunile, pentru că îmi dragi oamenii și îmi dă viața și Cântec popular. La mulți ani! Izbărâți lacrimi amare, tot nu găsiți alinare, tot nu găsiți alinare. Duc în piept un foc ascuns, tinerețea mea s-a dus și a vieții mele floare n-a dat niciun rod sub soare. Cu o panglică în cosiță, nici atât un lăstărel, cu trupșor de voinicel, cu trupșor de voinicel, mă. Legea vieții cea firească spune că din doi să crească un vlăstar măcar să poarte firul vieții mai departe. Aș vrea să te văd râzând, mă. Cu mulți copii lângă masă, când eram la noi acasă, cu pâine caldă pe masă. Cine aude gura mea, vede că am durere grea, că a vieții mele n-a dat niciun rod sub soare. Nici atâta o mlădiță cu o panglică în cosiță, nici atât un lăstărel cu trupșor de voinicel, măi. Polina Gheorghe, o mare păstrătoare și iubitoare a vechilor tradiții românești, mai ales a cântecelor noastre vechi. Vă invit să ascultați Radio Dor de Cântec. Vă doresc audiție plăcută! Busuioc de la Pitești, argeșene, te dorești și mă dorești, argeșene. Eu port maramă și mie, să fiu dragă numai fie, că-s munteancă din câmpie, mai la deandă li se-ndrie. Cânte cum eu, argeșan, e dospit pătelor mari, și îl cânt muntenilor, că sunt munteancă de-a lor. Și anume
argeșene. Tot din arges sunt și eu argeșene. Eu muntean ca tu muntean, de la deal de pe norman, măi. Atunci când ești lângă mine, dau în floare gânduri bune. Că frumos e tot munteanul, dar mai drag e argeșanul. Argeșencele, din oncoasă te sărut, argeșene, că de mică mi-ai plăcut, argeșene. Dacă nu ești dumneata, parcă nu e nimic neam. Nei că argeșan frumos, după suflet te-am ales, măi. Cu dulceața graiului, dă-șchis poarta raiului, măi. Argeșene om frumos, după suflet te-am ales, mă duc, mamă, după
mândrii mele Gheorghi se trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta mândrii mele Gheorghi se trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta mândrii mele Gheorghiță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta mândrii mele Gheorghiță trecea. Pot să mor de dor, de ure, nu mă mai duc la pădure. Pot să mor de dor, de ure, nu mă mai duc la pădure. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta mândrii mele Gheorghiță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta mândrii mele Gheorghiță trecea. Dragi prieteni, am ascultat un trio superb format din doamna Eugenia Moise Nicolae,
Polina Gheorghe și, bineînțeles, Mariana Birică. Iar puțin mai înainte am putut observa trei melodii superbe, alături de care ne-am bucurat sufletele. Trei melodii interpretate de complicele noastre, să le spunem așa, pentru această emisiune superbă. Polina Gheorghe, Busuioc de la Pitești. Maria Stănescu, Plângeți ochii că aveți de ce. Și Mariana Birică, Mama mea cu suflet bun. Le mulțumim pentru că au fost de acord pentru a realiza o surpriză cât mai deosebită pentru doamna Eugenia Moise Niculae. Îi mulțumesc și Mariei Niculeț că a avut puterea de a suna fiecare interpretă în parte și de a sta de fiecare până în momentul în care eu a trebuit să le sun pentru a înregistra micuțul lor mesaj pentru distinsa doamna a cântecului popular oltenesc, Eugenia Moise Niculae. Răsfoind site-ul doamnei Eugenia Moise Niculae, www.eugeniamoiseniculae.us.com, am dat peste un citat spus de dânsa în emisiunea Cântec și Poveste, realizată de TVR3. Un citat care aș vrea să îl dau citire și în această emisiune, o emisiune dedicată doamnei Eugenia. Doamna Eugenia Moise Niculae spune cam așa: eu gândesc că un om nu poate să fie mai mare decât este sau să facă mai mult decât atât cât îi este permis lui să facă. Eu am făcut tot ce mi-am dorit. Mi-am dorit să cânt, am cântat, iată de mică, pentru că în cariera muzicală îți trebuie voce. Poate dacă nu aveam voce, nu făceam lucrul acesta. Am cântat, am făcut-o cu plăcere și la un moment dat mi-am dorit foarte mult familie. Familie pe care aș și primit-o, familie pe care aș și format-o, o familie de care doamna Eugenia se bucură. Îi salutăm de aici, de la Dej, pe băieții dânsei. Îl salut și pe soțul doamnei Eugenia, dar în mod special o salut și dăruiesc din tot sufletul meu întreaga mapă muzicală sărbătoritei noastre, Eugenia Moise Niculae, pe care o ascultăm la Radător de Cântec, cu două romanțe superbe, două romanțe intitulate Mie Dor și Se Scuturau Toți Trandafirii. Rinos al părului
frumos al părului bălai.
Vom fi bătrâni, vom fi moșneci. Mă vei uita spre-a departe și pentru prea mult timp lipsești. Mă vei uita ca și uitarea e scrisă în legile omenești. E scrisă în legile omenești. Poate vreun murmur de chitară îți va trezi păreri de rău. Să-ți amintești cel ce te-a iubit mereu, să-ți amintești întâia oară de cel ce te-a iubit mereu. Thank you.
Ei bine, dragi prieteni, am ascultat-o pe Eugenia Moise Nicolae cu alte două romanțe superbe și mai apoi l-am ascultat și pe Daniel Nicolae cu o suită ardelenească interpretată de el la clarinet. Îi mulțumim pe această cale tuturor colaboratorilor noștri care ne-au ajutat să realizăm această emisiune. Îi mulțumesc în mod special Mariei Niculeț, mai apoi lui doamna Polina Gheorghe, Mariei Stănescu și, bineînțeles, Marianei Birică. Așadar, după cum ați observat, dacă tot veni vorba de băieții doamnei Eugenia Moise Nicolae, genericul acestei emisiuni a fost oferit de Daniel Nicolae cu o suită ardelenească. Acum mi-aș dori să o mai ascultăm încă o dată pe doamna Eugenia interpretând alte două cântece superbe, de data aceasta de muzică populară așa cum ea ne-a obișnuit, iar mai apoi vom reveni alături de dumneavoastră pentru a ne lua rămas bun. Vreau ca să petrec, drag-mi când vă văd pe toți la masă. Și la veselie vreau să mă întreg cu o melodie așa frumoasă. Astă seară, prietenii, vreau ca să petrec, drag-mi când vă văd pe toți la masă. Și la veselie vreau să mă întreg cu o melodie așa frumoasă. Beți un strop de vin, să ne veselim și să luăm ce mai frumos din viață. Ziceți mai cu foc, hai să aveți noroc, să petrecem până dimineață. Veți un strop de vin, să ne veselim, că românul știe să petreacă. Veți paharul plin, chiar de ne amețim, ziua asta să ne-o frumusețe. Să ne spunem azi noroc și la mulți ani și să ne amintim de tinerețe. Când aveam odată 20 de ani, toți trăiam un vis de frumusețe. Să ne spunem azi noroc și la mulți ani și să ne amintim de tinerețe. Veți un strop de vin, să ne veselim și să luăm din viață. Ziceți mai cu foc, hai să aveți noroc, să petreceți până dimineață. Veți un strop de vin, să ne veselim, că românul știe să petreacă. Veți paharul plin, chiar de ne amețim, ziua asta să ne-o tot ce-a fost frumos, cântecul și florile și banii. Omul de omenie, omul prietenos, mi-au făcut prieteni și dușmanii. Am iubit în viață tot ce-a fost frumos, cântecul și florile și banii. Omul de omenie, omul prietenos, mi-au făcut prieteni.
prieteni și dușmanii. Veți un strop de vin să ne veselim și să luăm cei mai frumos din viață. Ziceți mai cu pot, hai să aveți noroc, să petrecem până dimineață. Veți un strop de vin să ne veselim, că românul știe să petreacă. Mi-a zis încet, inele, că-i trimis de Ionel. La tufanul din cărare m-ntâlnit cu dorul în cale. Și mi-a zis încet, inele, că-i trimis de Ionel. Și mi-a zis să-l port în sene, să nu îl arunec în drum. Și mi-a zis să-l port în sene, să nu îl arunec în drum. Ia treci neică de-alun coace, că n-am dorul lui ce-i face. Ba în sene-l port mereu, dar a devenit prea greu. Ia treci neică de-alun coace, că n-am dorul lui ce-i face. Că în sân-l port mereu, dar a devenit prea greu. Și sunt fată tinerea, arzobo cu dragostea. Și sunt fată tinerea, arzobo cu dragostea. Neică Ioane, neică Ioane, acum toată lumea doarme. Numai eu n-am pic de somn, că n-am păt ce vreau să dorm. Neică Ioane, neică Ioane, acum toată lumea doarme. Numai eu n-am pic de somn, că n-am păt ce vreau să dorm. De-ai veni în seri cu stele, ți-aș da buze subțirele. De-ai veni în seri cu lună, aș fi tot cu voie bună. De-ai veni în seri cu stele, ți-aș da buze subțirele. De-ai veni în seri cu lună, aș fi tot cu voie bună. Dragi prieteni, iată că cei frumos se termină repede. Iată că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Ne pare rău că nu am reușit acest lucru aseară, dar într-un fel parcă e mai bine așa, pentru că din câte am înțeles eu de la Măriuța, doamna Eugenia își luase gândul de la telefonul meu, deși nu știa cu ce pretext va fi sunată. Așa că nu-mi rămâne decât să vă spun să stați cu minți în banca dumneavoastră, să aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se întâmple. Și bineînțeles, se întâmplă când cu gândul nici nu gândiți. Vedeți? Doamna Eugenia știa că va fi sunată de mine, deși nu știa că va fi sunată pe radio și de ce anume. Bănuiesc că bănuia dânsa că va fi sunată pentru a aiura un sincer și călduros la mulți ani, dar nu în acest mod. Așa că când cu gândul nici nu gândești,
când nu te aștepți, când ți-i lumea mai dragă, nu mai vezi câte o surpriză din partea noastră. Așa că stați cu minți, că de exemplu nici Maria Niculeț nu știe ce îi se pregătește de ziua ei. Da. De la început de an, iată că îi se întoarce roata încet, încet și ei. Nu știm despre ce este vorba, vom vedea la momentul potrivit, însă... Eu, mai bine, tac. Tac și fac. Abi ce îi primi după, asta numai ea știe. Așadar, dragi prieteni, nu mai dau nimic din casă, vă spun doar atât. Să aveți grijă de dumneavoastră, să ascultați în continuare Radio Dor de Cântec, că bine faceți. Și să aveți audiție plăcută alături de glasul sufletului dumneavoastră. Vărul Dănuț a fost gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Îți mulțumesc, Mariuțo, și ție pentru că ne-ai ajutat să realizăm această frumoasă emisiune. Le mulțumesc și interpretelor de muzică populară Polina Gheorghe, Mariana Birică și Maria Stănescu. Iar vouă, dragi prieteni, vă lansez o invitație de a sta diseară începând cu orele 20 în fața micilor ecrane la TVH2O, unde veți avea plăcerea să vizionați o petrecere în cinstea Valentinei Spânu. Alături de interpreți dragi ai cântecului popular românesc, mămicuța mea scumpă și dragă, măicuța sufletului meu, Elena Ionescu Mateescu, sărbătorita... noastră, de ieri, dar și de astăzi, Eugenia Moise Niculae. Veronica Geamănu, Polina Gheorghe. Și dacă nu mă înșel, Mariana Birică. Și mulți alții. Ce credeți, că eu vă fac acum lista? Dacă eu vă fac lista, după aia nu mai vă uitați că ziceți că știți și nu are rost să vă plictisiți. Așa că stați acolo și vedeți ce se va întâmpla. Eu însă vă las în compania doamnei Eugenia Moise Niculae și vă zic doar atât. Vă țug de nu vă vedeți. Haide, pa! Eugenia Moise Niculae și vă invit cu drag să fiți alături de postul de radio Dor de Cânte, unde veți asculta cântecul nostru curat de acolo, de acasă. Când ție m-am destăinuit, era și vântul
când primăvara că mi s-a stins frumosul vis de sub cais, de sub cais.
tare, tare, dragi prieteni! Sunt Vărutănuț și vă invit să ascultați în fiecare seară de vineri de la orele 20 Ostea a Muzicii Populare, emisiune oferită de Angel Music Production. În această emisiune ne vom delecta cu interviuri cu artiști din muzica populară, cadouri muzicale pentru cei dragi vouă și, în ultimul rând, cu cele mai frumoase cântece populare românești din zona invitatului nostru. Angel Music Production. Cu noi evenimentele tale sunt de vis. Punem la dispoziție artiști consacrați și tinere talente pentru organizări de manifestări artistice, precum emisiuni TV, concerte, petreceri private, nunți, botezuri, etc. De asemenea, vă oferim servicii de calitate, foto-video, sonorizări, scene, lumini, videoproiectare și orice alte efecte special pentru evenimentul tău. Ne adresăm profesioniștilor din showbiz, cluburilor, primăriilor, agențiilor de publicitate și persoanelor fizice care vor să organizeze un eveniment cu diverse ocazii. Ne bazăm pe încredere, iar scopul nostru este de a vă face viața mult mai ușoară tuturor celor care doriți să aveți un artist la evenimentul dumneavoastră. Contactați-ne și nu veți regreta. 0740-663-487, 0729-725-786 sau 0761-981-144. E-mail angelmusicproduction@yahoo.com, www.angelmusicproduction.webs.com sau www.angelmusic.plus.com. Asculți Radio Dor de Câmpec, radioul românilor de pretutindeni.